Doi kickboxeri moldoveni vor pleca în cantonament la Barcelona pentru a se pregăti de gala KOK din această toamnă. Este vorba despre Pavel Voronin și Stanislav Reniță de la clubul Lyon, care vor merge în Spania la invitația celebrului kickboxer ucrainean Artur Kishenko. Cu Kishenko suntem prieteni, ducem discuțiile de mult. El acum din Olanda a trecut în Barcelona. Recent a deschis club acolo de K1, plecăm acolo. O să tăi pașa, chiar acum Artur are 80 ceva de kilograme, o să tăi pașa în perechi, adică pașa are foarte mult și se iei de la el. Pavel Voronin va lupta la gala KOK împotriva ucraineanului Sergei Lupchenko într-un super duel din categoria de 93 de kilograme. Colegul său de club, Stanislav Reniță, se va bate în meciul pentru desemnarea luptătorului de rezervă al competiției de bază din cadrul galei de la Chișinău. În acest meci, Reniță îl va întâlni pe kickboxerul român Marius Grăunte. Vreau să capt cât mai multă experiență, să învăț ceva nou, să mă lupt cu cineva mai bun ca mine, să capt experiență. Mă duc pentru a lua ceva nou și pentru ceva nou care să mă ajute mine în luptă. Gala World Grand Prix 2014 va avea loc pe 19 septembrie la sala polivalentă din Chișinău. În cadrul evenimentelor vor avea loc 11 lupte de top.